Audieri publice fără public. Societatea civilă a Raionului și municipiului Soroca s-a lăsat așteptată astăzi, 25 noiembrie, la audierile publice desfășurate de Consiliul Raional Soroca. Secretara Consiliului susține că a făcut mai multe anunțuri, însă cetățenii n-au mai venit. Ne pare rău că nu sunt reprezentanți ai societății civile. Alocarea resurselor financiare de totdeauna a fost o temă de discuție majoră pentru toată lumea și chiar mi pare rău că discută, dar nu acolo unde trebuie să se discute, spre exemplu astăzi aici în sală. Totuși, audierile au avut loc cu prezența reprezentanților direcțiilor și secțiilor din Consiliu. Aceștia au pus în dezbateri 27 de proiecte de decizii propuse spre examinare la ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca. Primul subiect discutat a fost cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023 în prima și a doua lectură. Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2023 în lectura a doua. După cum am menționat, la partea de venituri și la partea de cheltuieli, în prima lectură se aprobă bugetul, s-a ținut cont de legislația în vigoare și Consiliul Raional propun spre aprobare. Se aprobă bugetul raional pentru anul 2023 în lectura a doua, la partea de venituri în sumă de 307.720,36 lei și la cheltuieli în sumă de 305.077 lei cu un excedent de 2.643 lei. Un alt proiect de decizii discutat a fost și cel cu privire la repartizarea locuințelor sociale. Proiectul privind repartizarea două apartamente din imobilul din strada Ștefăcioara Mare 132 la două familii care nu dispun de locuință și se aflau în lista de așteptare. În discuție a fost pusă și chestiunea ce ține de drumurile raionale. Să excludem drumul R89 Soroca Horoșnița Grigăreu, că dat faptul că este o situație de conflict dintre populație și administrație din cauza demolării unei fântâni de mină. Deci până la soluționarea conflictului nu putem să începem lucrările și nu putem să respectăm graficul. Din care cauză propunem excluderea acestui punct. De asemenea, având în vedere condițiile climaterice și lipsa temperaturilor ridicate, precum și planul supra la capitolul întreținere de iarnă, ne propunem și legi să excludem careva mijloace financiare și deci în total avem mijloace acumulate și neatribuite în jur de circa 3,4 milioane. Dat fiind faptul că avem supraexecuție la alte capitole, ne propunem ca aceste milioane să fie alocate la capitolele date. O noutate bună s-a dat pentru elevii și cadrele didactice care au înregistrat în anul de studii 2021-2022 performanțe deosebite. Proiectul de decizie presupune alocarea 89.000 lei pentru premierea elevilor și cadrelor didactice care au obținut performanțe la olimpiade și concursuri organizate la nivel de raion, în această sumă 89.000, 77.000 pentru premii și 12.000 pentru organizarea evenimentului. Beneficiarii de premiere urmează să fie 287 de elevi și 156 de cadre didactice, vorbind despre ponderea în creștere a numărului de elevi din mediul rural. Tot aici a fost vociferată și chestiunea ce ține denumirea prin transfer a șefei de la învățământ. Doamna Mășencu Angela, șef direcție învățământ, a fost numită în funcție pe termen determinat de 4 ani conform codului educației și este demers din partea șefului adjunct al direcției învățământ să fie transferată doamna Mășencu în interes de serviciu în alte funcție decât cea pe care o deține. De aceea, prin proiectul de decizie, se acceptă transferul în interes de serviciu a doamnei Mășencu Angela, eliberând-o din funcție de șef de direcție învățământ. Toate cele 27 de subiecte discutate în audieri vor fi propuse spre aprobarea consilierilor locali în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Raional Soroca, care va avea loc pe 29 noiembrie.